Vocația, autodezvoltarea și autodisciplina sunt doar trei dintre ingredientele care îți pot oferi succesul. Însă trebuie să știți, succesul nu este o întâmplare. Acest lucru l-au învățat studenții Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care au avut șansa să stea de vorbă cu Dan Pascariu, lider de succes în domeniul bancar. Îți dorești să investești în propria carieră și să ajungi un important om de afaceri? Interacțiunea directă cu un lider de succes te va ajuta să îți conturezi primele idei despre ceea ce înseamnă cu adevărat succesul. Primul dialog pe teme de succes a fost oferit astăzi studenților albaiulieni de un lider venit din sectorul bancar, dar care la cei peste 60 de ani s-a decis să-și împărtășească experiența de viață miilor de studenți din România. Am constatat că tinerii din ziua de astăzi sunt expuși unor modele false în cea mai mare parte. Ce apare la televizor, ce apare în media, mai ales în media tabloidizată. Modele false. Eu zic că voi aveți nevoie și de alte modele. De oameni care sunt oameni de succes, dar care au ajuns la succes într-un mod cu totul diferit. Și pentru care succesul înseamnă cu totul altceva. Valorile la care te raportezi, educația pe tot parcursul vieții, dar și atitudinea sunt ingredientele care te vor ajuta să devii la un moment dat omul potrivit la locul potrivit și astfel cariera ta să devină una de succes. Vocația este ceea ce faceți cu mare plăcere pentru că vă pricepeți, pentru că aveți calitățile respective. Da? Adică vă folosiți cele mai bune calități pe care le aveți. Și pentru că folosiți tot ce aveți mai bun, faceți bine și făcând bine, vă face plăcere, pentru că aveți rezultat. Puterea de a-ți asuma un risc sau atitudinea pot fi în timp ingredientele care să te ducă în fața unei cariere de succes. Un alt model de viață a fost prezentat astăzi de un alt lider care a încercat inclusiv visul american. Eu împreună cu un coleg de clasă ne-am asumat rolul de a readuce pe linia de plutire organizația asta, lucru pe care l-am și făcut. Dar ce am învățat noi pe parcursul acestei mici călătorii și oamenii cu care am venit în contact și ce am realizat împreună, doi oameni simpli, eu din România, el din Anglia, la fel de plin de energie amândoi și cu multă ambiție, aș putea zice, ce am reușit noi, a avut efecte fenomenale în jurul nostru. Astăzi, societatea asta este cea mai importantă societate de onoare din școala aia. Și pentru a cita din exemplele primite astăzi în dialogul alături de Dan Pascariu, vă transmitem și noi faptul că succesul nu este o destinație, ci o călătorie din care nu te vei opri decât la sfârșitul vieții.